Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. În Republica Moldova, zilele europene ale patrimoniului cultural sunt organizate în perioada 27 septembrie-13 octombrie curent. Anume aceasta este tema ediției de astăzi, pe care ne-am propus să o discutăm împreună cu Vlad Vornic, directorul Agenției Naționale de Arheologie din Republica Moldova, doctor în istorie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și doamna Valentina Ienache, doctor conferențiar universitar. Bună seara! Bună seara! Pentru început, aș vrea să punem în discuție, de fapt, care este cea mai eficientă lecție pentru a păstra patrimoniul Republicii Moldova, care, aș îndrăzni să zic, că nu întotdeauna i s-a acordat atenția suficientă și nu a fost menținut în starea în care noi ne-am fi dorit. Doamna Ienache, dumneavoastră. Da, eu pentru început aș vrea să intervin cu niște reflecții așa mai abstracte, filozofice, culturale, dar pe urmă o să mergem la concret, spuneți, la problema. Da. Eu consider că Republica noastră este purtătoare a unor valori foarte frumoase. Nu sunt culturi mari și mici în teoria culturii. Sunt culturi diferite. Și ca într-un pahar de apă noi putem citi formula apei oceanului, tot așa într-un fapt cultural sau artefact, cum spun specialiștii, mic, neînsemnat, noi putem descoperi mari valori. Și în această ordine de idei, iată, ideea patrimoniului sau publicitatea acestor zile, studierea patrimoniului este absolut necesară și zilele astea sunt o foarte frumoasă inițiativă, inițiativa Consiliului Europei. Eu vreau să spun că poporul nostru n-a înălțat mari catedrale, dar asta nu înseamnă că el nu și-a valorificat creația în alte domenii și în manifestări culturale. Patrimoniul nostru este complex, variat, interesant și profund. Și aici tot aș vrea să mai menționez un mic fapt, că societățile democratice tot timpul atrag atenție la patrimoniul ăsta comunitar, la patrimoniul cultural al oamenilor simple, fiindcă dacă într-o societate totalitară cultura este un triunghi care are baza sus, de sus vin toate inițiativele, triunghiul cultural al societăților democratice are baza jos, în comunitate. Totul fac oamenii, totul trebuie să dezvolte oamenii și trebuie să fie educați, atrași, încadrați în păstrarea acestui patrimoniu, în valorificarea lui. Domnule Vornic, dumneavoastră reprezentați o agenție națională de arheologie. Haideți să vedem cum se vede problemele, dar de fapt și realizările prin prisma unui specialist în domeniu. Haideți, mai întâi să ne referim la zilele europene ale patrimoniului. Sărbătoarea lansată încă în 1985, apoi la sfârșitul anilor 90, Comisia Europeană și Consiliul Europei deja au stabilit ca să se sărbătorească în întreaga Europa și deja circa 50 de țări așa sărbătoresc în a doua parte a lunii septembrie și în prima parte lunii octombrie, zilele europene ale patrimoniului. În Republica Moldova, sub egida Ministerului Culturii, deja la 6 ani se sărbătorește și, sigur, pentru aceste zile europene ale patrimoniului sunt prevăzute, organizate o serie de evenimente, manifestări culturale, care vizează patrimoniul cultural în general, care, așa cum a subliniat și doamna Ienache, Republica Moldova nu dispune de mari edificii, ca în Europa centrală și occidentală, însă totuși avem un patrimoniu bogat și variat. Și dacă mă refer la cel arheologic, fiind o zonă de interferență culturală, o zonă de contact din cele mai vechi timpuri, spațiul dintre Prut și Nistru, teritoriul actual al Republicii Moldova, dispune de un patrimoniu arheologic foarte bogat. După datele noastre, noi astăzi avem peste 7500 de situri arheologice. Cele mai multe situri reprezintă sau sunt reprezentate de către movile funerare, în limbajul arheologic acestea sunt tumuli, movile funerare care au fost ridicate încă în epoca bronzului, marea lor majoritate, atunci când au fost construite și vestitele celebrele piramide egiptene. Avem o serie de stațiuni paleolitice, încă din epoca veche a pietrei, avem câteva grote, peșteri, așa, care reprezintă
situri deosebit de valoroase pentru istoria și patrimoniul cultural. Apoi avem o serie de așezări deschise, așezări, sate vechi dispărute, dar primele asemenea așezări au fost încă în epoca neolitică, acum 7 sau chiar 9.000 de ani. Au fost așa, au existat acele așezări. Apoi o altă categorie de monumente arheologice este reprezentată de cimitirele antice și iarăși sau medievale sau unele din preistorie. E adevărat că cele mai numeroase cimitire cunoscute pe teritoriul Republicii Moldova datează din epoca antică, mai exact epoca romană și epoca medievală târzie. O grupă importantă de monumente este reprezentată de cetăți și cele mai cunoscute sunt cetățile getice sau tracogetice. Și acum o săptămână așa a fost verificată o expoziție foarte frumoasă de către colegii de la Muzeul Național de Istorie cu cei de la Laboratorul de Tracologie a Universității de Stat, iarăși prejuită de aceste zile europene ale patrimoniului. O expoziție care cuprinde și o serie de piese importante scoase la lumină prin săpăturile efectuate, mai ales începând cu 1946, într-o serie de situri valoroase, cum sunt cele de la Butuceni, Saharna și altele. Și de asemenea o serie de fotografii, așa, această expoziție este acum deschisă și sigur vizitatorii o pot vedea. Am participat și noi la această expoziție, iată e și tipărici un pleant. Iarăși, o serie de manifestări, anul acesta, trebuie să subliniem că atât așa țările europene, cât și Republica Moldova, începând cu anul trecut, așa, sub un generic comun se sărbătoresc aceste zile ale patrimoniului, așa. Anul trecut a fost denumit patrimoniu cultural industrial, așa, ca temă generală, dar anul acesta e o temă aparte, intitulată Patrimoniu cultural și comunitățile. Și noi ne-am axat anume pe acest fapt, pentru că patrimoniul cultural aparține întregii națiuni, adevărat, întregului popor, dar cele mai multe, așa, mai ales situri arheologice, se află în afara capitalei, se află pe teritoriul Republicii Moldova și aparțin acelor comunități, în primul rând, care locuiesc în acea zonă. Și ne-am propus o serie de manifestări, în primul rând, organizăm expoziții în diferite localități și o primă expoziție și o lecție publică organizată de agenție împreună cu secția culturii de Lovin a fost la Costești acum câteva zile, pentru că e important să cunoaștem. O problemă acută e lipsa informației de către publicul larg despre ce dispune o comună, o localitate ca bunuri culturale. Ajungem să discutăm cazul Costești, probabil este unul destul de interesant. Doamna Ienache, eu vroiam să vă întreb, care este părerea dumneavoastră? De ce deseori noi vorbim despre o lipsă a atenției pe potrivă acestor monumente istorice și care deseori constatăm că nu sunt în starea care ne-am fi dorit-o noi, spunea și domnul Vornic ceva mai devreme. De ce ajungem să constatăm acest lucru? Da, este un fenomen nu prea frumos în peisajul nostru mental al moldovenilor. De ce eu vreau să subliniez acest fapt și să menționez? Câțiva ani în urmă am reușit să vizitez în cadrul unui proiect un oraș din Franța, un oraș universitar. Acolo se discutau problema premiilor în domeniul culturii. Uitați-vă cum la noi au loc dezbaterile politice și alegerile prezidențiale, iată, în orășelul acela nu prea mare, cu un număr modest de locuitori, dar interesul față de cine o să aibă premiul în domeniul, literaturii și în domeniul artelor vizuale era atât de mare și toate televiziunile locale atrăgeau atenția extraordinară acestui fenomen. De ce s-a întâmplat așa? Fără îndoială, în țările europene, apetitul, gustul pentru cultură este cultivat de mic. Dacă la noi și aceste lecții de cultură cu diferite manifestări sunt implantate în creierul copilului, adolescentului, încă în ciclu gimnazial și liceal. La noi, iată, eu vreau să totuși să fac o mică incursiune în istorie. Iată, eu am adus o carte din anul
88 referitor la monumentele istoriei și culturii din Moldova. Iată majoritatea monumentelor, o să vedeți aici, sunt ideologizate, politizate și se consideră că cele mai mari, ca atare în registru celui, avem monumentul Lenin și așa mai departe, registrul ăsta al monumentelor nu era mare, fiindcă se considerau monumente doar acele care au de-a face cu politica, cu războaiele, cu schimbările sociale din Republică și așa mai departe. Pe parcurs, deci situația s-a schimbat, registrul monumentelor, domnul o să-mi spună mai, s-a complicat și au ajuns noi în, la moment, noi avem, iată, în zona de nord 50 de monumente de artă, în zona de centru 88, în sud 28 și așa mai departe. Deci registrul monumentelor s-a mărit, fiindcă opera de artă și monument a început să fie considerat și o locuință, și o biserică, și chiar cimitirile și multe obiecte etnografice. Și în aceste condiții, bineînțeles că educația asta, educația dragostei față de ceea ce ai, este foarte importantă. Noi trebuie să înțelegem că, iată ce spunea Lucian Blaga, filozoful culturii, că el a decodificat hora, să zicem, sau niște arhitectura satului. Ea parcă e simplă, dar în spatele ei stă niște valori mari, niște deci atitudini și așa mai departe. Noi dacă o să introducem în școli, la elevi, acest sentiment de cultură și de atitudine profundă față de anumite obiecte de artă, față de monumente, față de istoria noastră orală, fiindcă este și patrimoniu imaterial, horele, ghicitorile, da? Yeah. Orice este un vast material, un strat culturologic. Uite, uitați-vă, atunci noi să avem o generație care, iată, de exemplu, dacă devine businessman și vrea să cumpere un lot în centrul Chișinăului, și dacă el nu are educația asta culturală, el demite și demolează o clădire istorică. Dar pentru ce îmi trebuie mie pereții ăștia vechi? Uite, dacă o să fie alt calitatea cetățeanului, atunci el nu o să facă acest lucru. De aceea noi trebuie permanent, eu sunt pentru acest demers educațional, pentru a introduce în școli, în timpul lecțiilor, fiindcă patrimoniul cultural poate fi valorificat și elevul poate fi educat în timpul lecției de istorie, în timpul lecției de tehnologie, educație tehnologică, educație civică și așa mai departe. Domnule Vornic, eu bănuiesc că o parte din telespectatorii care ne urmăresc se întreabă, după 25 de ani de independență a Republicii Moldova, mai avem situri care nu au fost studiate, urmează să fie cercetate în adevăratul sens al cuvântului? Fără îndoială, marea sau absoluta chiar majoritatea siturilor arheologice sunt încă necercetate. Ele sunt doar identificate, descoperite, așa, însă cercetări s-au făcut într-un număr foarte redus. Mai ales în ultimii 25 de ani, cercetări sistematice arheologice s-au făcut foarte puține. Cauza? Lipsa finanțării. Lipsa finanțării cercetării sistematice. Nici cercetarea de salvare sau cercetările arheologice preventive nu a existat. Avem însă acum un cadru adecvat pentru a se face cercetările arheologice preventive, însă evident realitățile sunt altele decât așa ne dorim noi. Însă, în timp sigur, se va implementa plenar această lege privind protejarea patrimoniului arheologic. Avem, spuneam, un număr foarte mare de situri, multe însă sunt afectate, mai ales de căutători de comori. Acest lucru trebuie să-l subliniez. În ultimii ani, în ultimele decenii au apărut detectoare metale ieftine și și-au permis unii businessmani să-și procure asemenea detectoare. Nu avem la Academie de Știință, de pildă, un detector așa. A procurat noi la agenție două detectoare, însă nu sunt performante. Este și una la Universitatea de Stat, Universitatea Creangă, cât un detector, însă cea mai mare parte a brezii arheologice nu dispune de
asemenea utilaje care sunt absolut necesare pentru cercetări. Nu mai spun că avem nevoie de stații totale pentru ridicări topografice, avem nevoie de magnetometri, pentru că e foarte important să se fac cercetările acestea nedestructive. Să se intervină doar acolo unde fie factor natural, fie omul, distruge. Și anume spre aceste cercetări noi ne îndreptăm. Și chiar dacă vorbim și ne întoarcem la Costești, am făcut o intervenție arheologică acum în vară, așa, într-un șans săpat neautorizat, și am descoperit o serie întreagă de vestigii arheologice foarte importantă, dintr-o perioadă foarte însemnată pentru istoria națională, și anume secolul XIV, când ea ființă țara Moldovei. Descoperiri importante, privind așa, numismatic acestei zone și acestei perioade. Urmează acum să intervenim iarăși la Costești, așa, e un coptor de mari dimensiuni care se află în malul unei lutării, așa, care și ea a funcționat pe o perioadă ilegal. Acum nu funcționează adevărat, însă malul acesta surpă acest complex și trebuie să intervim să salvăm, să cercetăm. E important însă acele complexe care sunt mai spectaculoase și de pus în valoare corespunzătoare pentru a fi vizitate de turiști. La începutul acestei veri, reprezentantul Consiliului Raional Ialoveni, domnul Sulă, spunea că, de fapt, paradoxul este că aceste terenuri deja sunt în proprietate privată. Nu pot să nu trec cu privirea și să examinăm și acest aspect. Cum s-a întâmplat ca administrația publică locală să acorde cote de teren valoric acestor persoane pe terenurile respective? Acest sit extrem de valoros pentru arheologie și istoria națională, numit Costești Gârlea, din păcate, într-adevăr, este terenul pe care este situat acest sit, care are dimensiuni impresionante, trebuie subliniez, are peste 2 km lungime și 2 km lățime, așa, era important să nu se privatizeze acest teren. Era important să rămână ca teren public. Din păcate, însă, la începutul anilor 90, când s-a privatizat, așa, s-a împărțit și acest teren în mici parcele, ce a afectat nu doar de lucrările agricole, care, să recunoaștem, nu ating stratul de cultură decât până la o adâncime mică, dar mai ales săparea unor bazine pe cel așa sit arheologic și alte intervenții, șanțuri diferite că au afectat. Dar trebuie încă o dată să subliniez. Detectoriștii, căutătorii de comori, de fapt sunt adevărați jefuitori de situri de bunuri arheologice, au distrus nu doar Costești, și alte multe situri arheologice. Acum a intrat în vigoare o nouă lege, mai exact s-a votat o lege care vizează completarea și modificarea codului penal și codului contravențional în domeniul patrimoniului cultural în general și sunt sancțiuni prevăzute și pentru cei care distrug intenționat cu ajutorul detectoarelor situri arheologice. Da, eu vreau să completez. Da. Iată, de exemplu, 10% din, am dat 10% din imobilul protejat de stat la Chișinău sunt demolate. Iată, în Grecia, dacă un turist ia o petricică de pe Acropole, el pentru asta face 3 ani de pușcărie. La noi se demolează clădiri istorice, este sesizată procuratura și niciun fel de răspuns, eu n-am auzit de să fie trași la răspundere, anume acești, cum s-a exprimat colegul, jefuitori. Asta e încălcare a legii și... Domnule Enache, e o carență a cadrului legislativ, este o interferență a noastră sau ce tot se întâmplă? Împreună. Sau este o interpretare a legii? Fără îndoială, da. Legea există și aici sunt niște, este codul contravențional și dacă noi luăm în considerație că patrimoniul cultural este o parte a patrimoniului de stat, deci furtul patrimoniului cultural este furtul averii de stat. Și ea trebuie pedepsită conform legii. Eu n-am auzit, în tot cazul în mass media, de așa cazuri. Invers, totul s-a limitat cu tot respectul față de organizații non-guvernamentale la protestul organizației non-guvernamentale. Aici trebuie să-și spună cuvântul statul. Mai ales că noi vrem să facem din turism cultural o ramură și asta e șansa Moldovei să facem o ramură prosperă de economică. Și în această ordine de idei, tot ca să nu fiu numai pe unda negativă, vreau să
să spun că la universități, iată la Universitatea Pedagogică și la Universitatea de Studii Europene, sunt deschise masterate care se numesc turism cultural, în care sunt pregătiți specialiști în domeniul patrimoniului cultural. Și în domeniul acestei ghideri culturale și așa mai departe. Adică noi, specialiști, în tot cazul, putem să avem specialiști bine pregătiți pentru a promova această industrie a turismului cultural și totodată acești oameni, eu am avut niște ore cu dânsii, ei sunt patrioți și luptă și în tot cazul entuziaști ai păstrării patrimoniului nostru. Ce mă bucură! Doamna Ianache, haideți să vedem, să identificăm cel puțin o instituție, o persoană pe care am putea să mizăm atunci când vorbim de păstrarea și valorificarea lor. În formă firească ne întrebăm ce face și ce politici viabile promovează Ministerul Culturii, pentru că de el, da, bănuiesc, ține direct activitatea acestor monumente. Da, aici în anul 2012 a fost primit de către Ministerul Culturii și a adoptat peisajul strategiile de dezvoltare a culturii strategia culturii 2020. Și iată, noi avem aici obiectivul numărul 1, patrimoniul cultural protejat pentru dezvoltarea durabilă. Și aici sunt foarte multe puncte, eu am să vă spun 20 de pagini în care se scrie că patrimoniul cultural imaterial este acția spirituală, societății, patrimoniul cultural construit este moștenire pentru viitor valoric și așa mai departe. Eu aș vrea să vorbesc cu specialiștii de la Ministerul Culturii ce s-a realizat din aceste scopuri. Ceea ce am sesizat eu este, de exemplu, lansarea unor proiecte educaționale comune cu Ministerul Educației. Iată, aici chiar este un proiect al Academiei de Științe, Institutul Patrimoniului Cultural cu Universitatea Pedagogică, în care s-au editat câteva culegeri de documente și studii, referitor la cultura Moldovei Sovietice, la noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european. Deci, aspectul academic al problemei este prezent, în care se arată carențele legislative, neajunsurile. La nivel practic? La nivel practic, noi rezultate nu avem, adică avem în planul educațional, fiindcă noi sunt acum pregătiți învățătorii de istorie, în care lansează noi modele educaționale de educare a omului cu sentimentul ăsta al culturii și elevi care au apetitul ăsta cultural, care în viziunea mea este foarte important. Dar dacă luăm practic, iată, eu am căutat ce s-a făcut concret. A fost tras un om la răspundere pentru demolarea unui clădiri. Nu e atribuția Ministerului Culturii, mă scuzați. Da, dar el poate să se sesizeze. Au făcut și noi. Așa. Haideți, sigur, sunt lacune, neajunsuri, fără doar și poate, dar dacă ne uităm la ceea ce am avut până în 2009, începând cu cadrul legislativ, și suntem în 2016, o serie de legi importante care vizează patrimoniul cultural au fost promovate în Ministerul Culturii, elaborate în Ministerul Culturii și adoptate în Parlament. Chiar aceeași lege privind protejarea patrimoniului arheologic. Lege votată unanim, cu unanimitate voturi în Parlament, în 2010. Apoi avem legea privind patrimoniul cultural imaterial. Iarăși votată în Parlament. Legea privind patrimoniul cultural mobil. La fel, avem o asemenea lege votată, promovată de către Ministerul Culturii în Parlament. E un alt proiect care vizează monumentele istorice, mai exact, monumentele de arhitectură. E adevărat, mai avem un proiect de lege care vizează monumentele, sau mai exact, cimitirile și monumentele de război. O altă lege importantă care vizează monumente de for public, la fel a fost aprobată. În ceea ce privește cadrul legislativ, acesta este mult completat. Există și anumite neajunsuri care în timp, sigur, se vor ajusta. E adevărat că realizări multe nu avem, însă dacă ne referim la același mărțișor care a fost, e singur element de patrimoniu cultural, așa, e partea patrimoniului mondial, aprobat de UNESCO. Se încearcă și Ministerul Culturii face mult pentru ca și Orhiei Vechi, ca ansamblu de monumente
mai ales situri arheologice, să fie așa introdus în lista mondială a patrimoniului. Evident, sunt multe lacune și în domeniul patrimoniului arheologic, dar aceeași instituție, care Agenția Națională Arheologică, a fost creată în baza legii privind protejarea patrimoniului arheologic. Și avem în fiecare an intervenții la multe situri care se distrug. Și aceste rezultate ale cercetării arheologice de salvare sunt publicate. Iată, un număr a revistei noastre Arheologie Preventivă cuprinde rezultatele unor cercetări cu rezultate unele deosebite. O piesă de unicat pentru patrimoniul cultural a fost salvată de la distrugere datorită intervenției noastre. Evident, e lipsa acută de finanțare, asta o înțelegem. Iată, eu am dat că inspecția de control asupra monumentelor a constatat 18 biserici demolate, o treime de biserici din 332 au suferit intervenții degradante, 31 de biserici sunt într-o situație nesatisfăcătoare și 49, din 49 de conace, unul demolat. Doar numai câteva conaci se află într-o stare de conservare bună. Colegi, deci astea sunt rezultatele reale. Noi putem... Dar astea nu sunt rezultatele a ultimilor 3 sau 4 ani de activitate la Ministerul Culturii. Aceste date sunt, de fapt, așa, reluate, așa, și de la colegii de la Agenția de Inspectare a Monumentelor, care au făcut aceste inspectări și au făcut aceste statistici. Realitatea e tristă, s-au demolat o serie întreagă și sunt în ruină multe monumente din lipsa acută de finanțare. E important însă ca în afară de stat să se implice așa și oamenii. Da. Și business-ul. Trebuie, evident, în parteneriat public-privat, aceeași situație care o avem la multe conace, dar uitați-vă că cu acest ultim caz, vinărie de la Bulboaca, vedeți, e cu anumite minusuri, da, această restaurare. Însă ce era acolo și ce avem astăzi? Să mizăm și pe sprijin european. Uitați-vă ce era cu conacul Manocbei de la Hâncești. Și uitați-vă, e deja pe ultima sută de metri de punerea în valoare acestui palat princiar de la Hâncești. Aceeași situație și la Soroca. E un proiect european câștigat și s-a făcut o restaurare. Și uitați-vă care e astăzi fluxul de turiști și la Hâncești și la Soroca. Trebuie, evident, în afară de aceste proiecte europene pe care mizăm și în viitor, să contribuim și noi cu ceea ce putem, dar, evident, astăzi încă cadrul legislativ nu e chiar perfect în acest sens, trebuie să, sigur, implicați și persoanele private care pot face mult pentru a se restabili, restaura monumentele de arhitectură. Da, probabil că s-a vorbit despre faptul că proprietarii de terenuri nu conservează monumentele, siturile, da, monumentele arheologice. Deci, în general, s-ar putea, probabil, dacă ar fi niște politici și niște strategii bine puse la punct, de motivat oamenii care sau trăiesc, locuiesc în case cu valoare istorică și care au monumente arheologice, să fie motivat să păstreze aceste monumente, bunuri culturale, să fie scutiți, fără îndoială că sunt mecanisme pentru a păstra acestea, da, fiindcă statul nu poate, bineînțeles, mai ales al nostru, nu poate să aibă grijă și de cultură. Nu poate să aibă grijă de multe altele, hai să nu vorbim despre ce. Dar uite-te aici, trebuie să-și spună cuvântul fără îndoială și intelectualitatea și studenții și specialiștii și trebuie, bineînțeles, făcut în așa mod ca ceea ce avem să fie păstrat. În primul rând. Da, și dacă nu... Începusem această emisiune prin faptul că avem zilele europene ale patrimoniului. Mă întreb și bănuiesc că anticipez și o întrebare din partea foarte multor telespectatori. Prin ce noi suntem cointeresați și cu ce putem veni de a atrage turiștii în Republica Moldova? La capitolul patrimoniu, la capitolul temii de discuție prezentă.
Cum ați motivat dumneavoastră, nu știu, prietenii din Germania să vină aici? Nu, o întrebare provocatoare, domnule, da. Deci, noi, fiecare popor este unicat. Fiecare popor, fiecare cultură are ceva inedit. Mai ales noi cu arhaismul nostru, cu balcanismele noastre, cu specificul nostru interesant și așa uneori misterios, cum a fost un brand acolo turistic. Noi am avea motive să invităm turiști din afară. Mă credeți că lumea europeană este tehnologizată, robotizată, stresată și ea când o să vadă și un peisaj deosebit și mâncărurile noastre, care tot sunt o parte a patrimoniului, obiceiurile noastre, chiar uitați-vă aceste ornamente de pe ia tradițională. Pentru... Da, este o interesantă enciclopedie a picturii și orice, iată, această evadare din lumea tehnologică super civilizațională într-un spațiu civilizat cum e la noi, dar mai rustic, este pentru mulți este o provocare pozitivă și eu sunt sigură dacă noi am pune la punct momentele organizaționale, noi n-am duce lipsă de turiști. Nu ne cunoaștem patrimoniul cultural, locurile noastre frumoase, din păcate. Domnule director, în urma săpăturilor efectuate, ce lucruri de importanță majoră ați găsit? Prin ce ar putea fi justificați și bănuiesc că nu o singură dată ați fost pus în situația de a justifica de ce sunt necesare săpăturile, respectiv obținerea mijloacelor financiare? Cum o faceți? Care sunt argumentele dumneavoastră? Este și un cadru legislativ pentru cercetarea arheologică care e euroconform din acest punct de vedere. Unde se construiește și e pe sit arheologic, trebuie intervenit. Altfel se pedepsește. Au fost situații diverse. Au fost situații când în grădina unui om s-au descoperit niște cuptoare medievale, ne-au anunțat, am intervenit și am făcut o cercetare la aceste cuptoare de la vorniceni, datorită faptului că am fost în primul rând anunțați. Și uitați-vă, acele cuptoare pe care le-am cercetat nu au fost astupate sau nu au fost secționate așa și astupate, ci am încercat să le conservăm și am făcut un acoperiș deocamdată, așa, nu e terminat această lucrare. A fost mediatizat acest eveniment. Exact, însă trebuie de continuat această lucrare de conservare acestor două cuptoare din perioada medievală, din perioada secolului XIV. Sunt cuptoare frumoase și vechi, de secolul XIV, încă o dată sublinez. Deseori, în afară de complexele propriu-zise, care sunt spectaculoase și de data asta nu le-am astupat, dar am avut și înțelegerea localnicilor. Asta a fost pentru noi avantajul. Foarte bine, sigur, și avantajul. Și urmează însă să căutăm resurse pentru a termina această lucrare de conservare și în viitor va fi un punct de atracție, pentru că monumente de arhitectură în zonă nu sunt, însă ceea ce ne oferă descoperirea arheologică poate fi pus în valoare și pentru a fi vizitat în viitor de către turiști. Eu am auzit, nu știu, dar am citit că acum la mari businessmani din Europa este o modă să te duci să te odihnești în mănăstirile budiste în Asia. Eu cred că dacă noi am face mănăstirile noastre atractive, ei ar veni și la aici, noi. Da, cu și mare noi. Plăcere și mie îmi pare că noi pur și simplu trebuie să avem să facem în așa mod ca să funcționeze mecanismul ăsta de consultare între Ministerul Culturii, Academiei și Agenția Turismului care ar putea iată, o comunicare bună instituțională ar putea promova acest turism interesant, spiritual. Eu vroiam să vă întreb pe dumneavoastră dacă avem un marketing cultural. Poate e dur zis, dar aș vrea în contextul celor afirmate de către dumneavoastră. Teoretic există, dar și noi avem și chiar așa o specialitate în nomenclatorul specialităților, este așa o specializare, dar probabil când se dezvoltă o
o specialitate. Atunci când societatea cere, atunci când este cerere pe piață, apar și specialiștii noștri. Deci atunci când noi vom avea o industrie, politici de industrie culturale, atunci va apărea necesitatea în acești specialiști în marketing cultural. Și ei vor apare. Și atunci o să fie. Fiindcă noi avem deseori, noi pregătim specialiști care nu au cereri pe piață, pentru ce el să lucreze când nu are unde. Uitați-vă, când se creează o infrastructură, apar și răspuns la aceste cereri ale pieței. Domnule Vornic, reprezentanții agenției știu că practic în fiecare zi se află în teritoriu. Da, acum la ce lucrați? Lucrez. Care sunt siturile pe care le cercetați? În moment? Prezent se lucrează așa pe traseul Bălți Fălești și există două situri, la Răuțel unul și altul la Fălești Noi. Intervenim pentru a salva vestigele de la distrugere prin lucrările de excavație. Și avem deja rezultatele așa, la vedere, mai ales la Fălești Noi, e un sit vechi din epoca eneolitică. Asta înseamnă mileniu 4 înainte ierii noastre. E un sit recent descoperit. Aceste situri, ambele, de fapt, nu erau cunoscute. Am făcut o prospectare în zonă și am intervenit pentru a salva ceea ce avem pe care distrugi dacă nu se intervine. Urmează, începând de luni, să facem o prospectare a unui segment a valului Traian de sus, în zona raionului Timișlia. Și în afară de prospectarea asta, care presupune în primul rând o cercetare de suprafață, pentru că traseul lui cu aproximație se cunoaște, însă aspectul exterior nu se cunoaște și porțiunile cele mai importante acestui val de sus, care e un monument deosebit arheologic, trebuie depus în valoare în viitor pentru a fi și exploatat turistic. Avem o așezare în zona valului, descoperită recent, și urmează să facem și o cercetare în această așezare antică, cu sprijinul, e adevărat modest, al autorităților locale. Secția de Cultură Cimișlie și Consiliul Raional, așa ne-au susținut în acest demers, însă ceea ce facem noi e și pentru comunitățile locale, pentru că am avut o întâlnire și cu primarii din zona valului, așa, de la Selemet, de la Cimișlie, de la Ecaterinovca, de la Ierpugeni. Și am discutat ce important să facem împreună, pentru că, în primul rând, nu se cunoaște. Trebuie cunoscut, cercetat și unde e posibil de pus în valoare. Vreau să vă întreb, din punct de vedere istoric, cele ce se găsesc acolo, aruncă lumina asupra evoluției noastre ca popor, ca entitate? Avem... Spuneți, vă rog. Un patrimoniu arheologic bogat, spuneam, dar să știm că adevărata așa istorie pentru Republica Moldova începe cu documentele scrise din secolul XV pentru a reconstitui trecutul străvechi și vechi al acestei palme de pământ, putem doar în baza vestigiilor arheologice. Preistoria reprezintă de fapt 95, mai bine 95% din întreaga istoria umanității. Și pentru epocile străvechi, epoca Petrei, epoca veche a Petrei, epoca neolitică și apoi alte epoci până în epoca antică și medievală, vestigiile arheologice stau la baza studierii acestor perioade. Și avem recent descoperiri foarte importante, așa, pentru diferite epoci. Avem complexe unice descoperite pentru epoca antică, la Zamcioș, aceleași cuptoare de olărie de la Vorniceni. Adevărat, în anii 60 s-au mai descoperit asemenea cuptoare la Lozova. Însă, nu sunt multe, sunt puține. Sunt puține. Avem descoperiri pentru epoca antică la Medeleni. Niște piese de unicat pentru patrimoniul cultural național. Sunt piese de podoabă care nu-și găsesc analogii nici dincolo de Prut. Adevărat, avem analogii pentru aceste podoabe în răsăritul continentului, mai exact în zona Donului și a Volgăi, și i-a atribuit acest sit arheologic cercetat recent sarmaților, niște populații venite din răsărit de origine iraniană, înrudiți cu sciții. Avem vestigii pentru alte epoci, de pildă la Ciumai. O movilă funerară cercetată acum un an a furnizat descoperiri importante atât pentru epoca eneolitică, așa, epoca bronzului, epoca antică, cât și pentru epoca medievală târzie. Pentru prima oară avem o serie de complexe din secolul XVIII, probabil, care se atribuie probabil cătarilor Nogai, care au locuit în acea zonă. Gropi și diferite complexe, așa.
Doamna Enache. De foc. Da, eu vreau tot vă să rog, completez. Spuneți. Adică nu să completez, dar aici e foarte interesant momentul ăsta cu această lungă perioadă istorică care este în afara izvoarelor scrise și este un într-adevăr teren interesant de educație și nu numai de educație, dar și de niște pentru antropologie cultural, de studiere a faptului cum a evoluat omul, cum a evoluat personalitatea lui cu ajutorul iată acestui instrumentariu arheologic. Noi trebuie să utilizăm. Mai avem 4 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă mai acord câte o întrebare. Doamna Enache, spuneți-mi, vă rog, raportat la cultură, promovare, conservare, nivelul de trai este uneori factorul decisiv în ceea ce privește realizarea acestor obiective? Nu, înțelegeți. Bineînțeles că oamenii care o duc bine, hai să mă exprim așa simplu, oamenii care au un trai decent, au un interes către cultură mai înalt decât omul care este stresat și se gândește la nevoile zilei de azi și de mâine. Dar noi avem în istoria culturii și avem exemple de țări care nu au un trai atât de înalt al vieții, dar își protejează monumentele, își dezvoltă cultura și pot să consume mai puțin în favoarea unui consum intelectual și culturologic. Domnul Vornic, ce trebuie să facă societatea civilă raportat la putere pentru a păstra cel puțin și a valorifica aceste situri și astea? Să fie activă și să se implice în cunoașterea patrimoniului cultural și în salvgardarea lui. Iată, mergeți deseori în teritoriu. Cât de receptivi sunt oamenii? Sunt receptivi oamenii și mai ales pentru generația tânără. Contează mult să le vorbim, să le explicăm oamenilor ce prezintă acest monument arheologic de la Coserj de pildă pentru istoria localității și pentru istoria națională. Pentru că e de valoare nu doar națională, ci și de valoare europeană. Și lumea când ascultă, atunci începe să înțeleagă. Mult e din ignoranță. Din păcate se distruge. Și trebuie de explicat, mult contează educarea societății pentru a-și cunoaște așa valorile culturale și mizăm, evident, pentru așa, ține lexic cât mai mult, așa, și contează și televiziunile. Da, emisiunile pe care le face sunt provocările mediatice, politicile mediatice trebuie să fie mult mai active în domeniul promovării culturii, patrimoniului și așa mai departe. Eu cu satisfacție am analizat niște emisiuni la diferite posturi ale televiziunilor noastre și am văzut că noi avem exemple de emisiuni de așa tip care promovează patrimoniul imaterial și material și așa mai departe. Și vreau să mai menționez că, studenții actuali au, ceea ce mă bucură enorm de mult, au un apetit pentru cultură. Și atunci când înaintesc problemele de cultură, uite, ei devin activi și creativi și, fără îndoială, eu sper în bine și într-o generație care o să păstreze, o să valorifice și o să înmulțească patrimoniul nostru. Sigur, ceea ce avem e de păstrat pentru generațiile care urmează după noi. Asta e un inestimabil. Noi putem dezvolta tehnologii, dar cultura culturală este inedită. Pe această notă optimistă, noi punem punct acestei emisiuni. Estimați telespectatori, a fost în emisie Reflector Analitic. Invitația emisiei de astăzi a fost Vlad Vornic și Valentina Enache. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună alături de noi!